Circulația rutieră pe drumul național 1.5 între localitățile Reghin și Toplița a fost blocată mai bine de o oră, după ce mai multe stânci s-au desprins de pe un versant și au căzut pe șosea. Incidentul a avut loc pe raza Comunei Neagra, la kilometrul 159. După o oră și 20 de minute, circulația mașinilor a fost reluată, pe un fir alternativ în ambele sensuri, scriu cei de la citynews.ro. Autoritățile sosite la fața locului au început să degajeze bucățile de stânci pentru pentru ca circulația rutieră să se desfășoare normal pe ambele sensuri de mers.